aceea noua ediție a galei Heroes au fost prezente 7 federații. Mai întâi au fost apreciate meritele luptătorilor jiu-jitsu, începând cu vârsta de doar 12 ani, iar mai apoi pe scenă au ieșit și sportivi care au obținut medalii la turneele internaționale. Anastasia Nichita, care a cucerit medalia de aur la campionatul european de tineret, a fost premiată la gală pentru performanțele excepționale. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru această atenție. Într-adevăr, a fost o surpriză plăcută. Ce ține de planurile pe viitor, antrenamente, pregătire către jocurile olimpice, campionatele europene și mondiale. Tot mai mulți tineri sunt interesați de practicarea luptelor, remarcă cu bucurie președintele FEA. Din an în an suntem mai mulți, suntem mai puternici și anul acesta Uniunea Federațiilor Sporturilor de Contact este primită încă o asociație a luptelor Taekwondo. La gala Heroes au participat sportivii din federațiile de jiu-jitsu, arm wrestling, grappling, arte marțiale, box thailandez și K1.